Emisiune susținută de Nespresso. Domeniul Bogdan și Tefal. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți la Cină, emisiunea în care Adi Hădean gătește, iar eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a primi cum se cuvine invitații la masă și pentru a le oferi o porție zdravănă de întrebări cu gust. Este o provocare pentru noi să-l ținem pe invitatul din această seară departe de politică. Fost premier al României, în prezent europarlamentar, Dacian Cioloș vine în această seară la Cină. Și Adi, nu este prima dată când gătești pentru Dacian Cioloș, nu? E adevărat, sper să nu fie nici ultima oară. Prima dată am gătit pentru domnul Cioloș când era prim-ministru al României și a avut vizita oficială a președintelui francez François Hollande și am gătit împreună cu Nicolae Tand și cu echipa unui restaurant din de acolo, din partea aia de nord a orașului. Acum gătești singur. Acum gătești singur, dar cu tine alături și s-ar putea să meargă foarte bine. Te descurci, n-am niciun dubiu. Ce îi pregătești la cină? O mâncare foarte simplă. Dacian Cioloș este vegetarian. Știu asta. Am aflat deja, da, nu mănâncă deloc carne. Da, și să spun drept, mi-a și scris acum, cu câteva zile înainte de filmarea asta, zice, măi, spionii ăștia ai emisiunii voastre tot încearcă să mă treagă de limbă, să afle ce mănânc, ce nu mănânc. Eu eram spionul. Da, tu erai. Da, zici, da, noi ne știm, tu știi ce mănânc eu, așa că gătește ce vrei tu, dar dacă poți găsi undeva niște ciuperci de pădure, zic, guess what? Ieri am fost la piață și am luat hribe. Hribe sau hiribonce sau hribe bune, li se mai spune undeva în partea de nord, acolo nord, spre nord, nord-vest, așa, Sălaj, Maramureș, confluența asta, știi, zona Codului. Dacian Cioloș este din Sălaj, din Pericei, și Sălajul este pe lângă zona asta renumită pentru ceapă. Este și o zonă renumită pentru tipul ăsta de ciuperci, dar nu numai. Stai un pic la ceapă. Să le spunem, da, oamenilor că acolo este un monument dedicat cepei, da, nu? Da, Periceiul este un sat care a făcut un monument în cinstea cepei, pentru că satul ăla a trăit cândva foarte bine în ceapă. Nu știu cum mai e actualitatea de astăzi, dar cândva asta era ocupația principală a sătenilor din Pericei, cultivarea cepei. Mi se pare că au intrat și în cartea recordurilor cu cea mai lungă funie de ceapă sau ceva de felul ăsta, știi? Mâncarea de astăzi. Simplu, de toamnă și din piață. Uite, vezi? Dovleac. Dovleac. Pe care l-a pișcat un pic frigul, deci s-ar putea să fie un pic dulce. Îl tai felii și îl pun pe plită cu un pic de ulei, un pic de unt, cimbru și usturoi și o să îl servesc pe post de antreu cu un pic de telemea sărată și atât. Adică antreu va fi ceva de început. Gustos și de început și lejer să meargă cu un pahar de vin alb. Iar la felul principal am ciupercile astea care au, pentru mine, au o valoare fenomenală. Știi, am crescut cu ele pentru că bunicii mei și mătușile mele și mama și noi când eram copii mergeam în pădurile din Maramureș și culegeam. Astea le zice în multe feluri. Mânătărci sau pita pădurii sau pita pământului sau hribe, pitonce, pitoi, porcini. Au o aromă foarte intensă, au textură, au structură foarte mișto și sunt foarte ușor de gătit, știi? Trebuie mai întâi să le cureți și dacă sunt pline de pământ, cumva dai pământul la o parte cu un cuțitaș, după aia iei un prosop de bucătărie curat, îl umezești și doar le ștergi așa cu un prosop de bucătărie, le este suficient. Nu trebuie să le scufunzi sub apă, să nu, pentru că ciupercile sunt și hidrofile, știi? Adică absorb destul de mult apă și e păcat că își pierd din aromă. Ei, după asta, iau ciupercile și le pun pe plită și le frig un pic, dar nu pe toate, pe astea care sunt mai arătoase așa, și pe alea care sunt mai mititele, le tai lamele împreună cu 2-3 cepe din astea roșii, 2 fire de ceapă verde, un cățel de usturoi și le pun cu unt și cu ulei într-o cratiță să se înmoaie și când s-au înmuiat, le pun un pic de smântână dulce și un pic de smântână acră și foarte mult pătrunjel. Și asta e așa, și le pun un pic de boia, știi, și o să fie ca un fel de papricaș de ciuperci. Spuneam că faci și o mămăligă. Da, fac și o mămăligă, uite, deja fierbe apa pe foc și în apa aia o să pun niște sare și pun mălai și amestec până când fac o mămăligă. Apropo, una dintre cele mai
des întâlnite căutări pe internet, pe Google, la capitolul mâncare, este cum se face mămăliga. Păi serios? Așa se face, da, pui apă la fiert, pui sare, pui mălaie și amesteci acolo și noapte bună. Știi de ce? Pentru că vreau să simțiți papricașul ăla de ciuperci, care e foarte bogat la gust și mămăliga trebuie să fie doar un acompaniament de data asta, adică nu are sens să încerce să se ridice un pic deasupra ciupercilor, că nici care avea cum. Să lase ciupercile să fie vedetă. Exact. Bine, te las să-ți faci treaba, încep cu o cafea. Te vrei rog. O cafea? Da, oricând. Acum. Masa e gata, vinul e desfăcut, să vină invitatul. Dacian Cioloș vine în această seară la cină. Haideți, domnule premier, curaj! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Bine ați venit! Găsit. Mulțumim că sunteți cu noi la cină. Poftiți! Cu mare drag! Eu vă las un pic, apoi mă întorc cu antreul. Iar eu apreciez din start cămașa dumneavoastră. De unde vine ea? E de la o tânără artizană din județul Sălaj. Și am luat-o cumva și simbolic, pentru că cred că ce reprezintă cămeșa aceasta e cam ce face Adi Hădean aici. Îmbină tradiția cu modernitatea. Aduce valori tradiționale în modernitate, cotușe personale. Și cam asta e și cămeșa aceasta. Mie mi se pare foarte cool, să spun așa, de, e foarte frumos. De purtat așa casual. N-are nimic din, eu știu, greutatea aceea pe care o au cămeși tradiționale, știu, am mai găsit și eu prin dulapul bunicilor cămeșe sau ie a bunicii, dar asta mi se pare foarte accesibilă și cred că e o modalitate prin care putem scoate multe lucruri de valoare din România așa în spațiu public. Ați fost cu ea în Parlamentul European? Ați fost cu ea la Bruxelles? Da, am fost și o să mă mai duc. Cum reacționează colegii? Vă întreabă? Da, evident. Bine, nu sunt singurul. Mai sunt colegi din alte regiuni care sunt foarte mândri de tradițiile lor, de arta populară. Și eu cred că în România avem foarte multe lucruri de arătat și decât să așteptăm să le recupereze marile case de mod, așa cum s-a întâmplat cu cojocul din Beiuș, de exemplu, ca să ne supărăm pe ei că ne fură, între ghilimele, tradițiile și le valorifică, eu zic că e mai bine să le valorificăm noi și aș vrea să facem asta cât mai mult, să văd cât mai mult, nu doar în ziua aceea a IEI românești la Bruxelles și sunt convins că și în altă parte, în diasporă, în ziua aceea vezi clar, distingi clar româncele și mai nou chiar și băieții care poartă cămeși. Dar, cum zic, bine ar fi să ne simțim confortabil să le purtăm și în alte ocazii, nu doar zile speciale. Acum că am lămurit misterul vestimentației dumneavoastră, vă propun să vorbim și despre mâncare, pentru că suntem la cină. Și vă întreb simplu, gătiți, domnule Cioloș? Da, gătesc de câte ori am ocazia. Acum la Bruxelles stau cam 2-3 zile pe săptămână, câteodată 4 zile și mai ales seara, când ajung acasă, și apuc mai gătesc, așa mai ușor. Dar ce mâncare gătesc faceți? Păi, eu gătesc mai mult legume, cereale. De ce nu mai mâncați carne? E o chestie de fiziologie, aș spune, mai mult. Mă simt mai bine așa. Cât aveam acces la carnea care venea de la bunici, m-am învățat cu ea când eram la liceu, că am petrecut 4 ani la internat. Și mă duceam la internat cu conserva, cu borcanul, cu carne de porc, cu cârnați și cu untură de la bunici, cu puiul de acolo din curte. Deci mai mâncam. După 90, 91, după ce încet, încet a dispărut resursa asta pe care o cunoșteam, încet, încet am trecut mai mult. Eu am făcut și studii de horticultură. Și atunci am vrut și să gust, și să învăț să gătesc tot mai mult legume, dar și cereale, oleaginoase pentru proteine. A fost o perioadă de, cred, aproape un an, când aproape că n-am mâncat deloc carne, pentru că m-am uzat să gătesc și să gust, să descoper tot felul de alte gusturi.
După care am reluat carnea și am simțit diferența. Mă simt mai bine, mai ușor dacă nu mănânc carne, așa că am continuat. Mi se întâmplă și acum în activitatea pe care o am. Îmi dat seama când eram comisar european. Dau un exemplu, nu puteam merge în Irlanda, de exemplu, și să spun că nu mănânc carne. La ei e un produs național. Deci se mai întâmplă cu anumite ocazii, dar în general mă simt mai bine fără. Mai bine fără. Deci gătiți dumneavoastră la Bruxelles. În această seară a gătit Adi pentru dumneavoastră ceva. Asta este un antreu mai mult simbolic, așa, pentru că o să urmeze un fel principal destul de greu. Chiar dacă e vegetal, e un papricaș de hrib și este cină, e seară, și destul de consistent în mâncare, mai ales că o pun și lângă o mămăligă. Așa că m-am gândit că antreul să fie un pic mai lejer, e un dovleac fript pe plită cu un pic de unt. Vă rog! Telemea și niște plante aromatice din piață, cum ar veni, un pic de ulei de măsline pe deasupra și cam asta e tot. A, da, și niște smântână. Smântână acră fermentată, cum ar veni. Ăștia sunt ochii de la dovleacul ăla cu lumânare în el, nu? Da. Cum erau sărbătorile că se apropie Crăciunul la dumneavoastră acasă, în copilărie? Cum petreceați în familie acasă? Semnalul de început era tăiatul porcului. Bunicii, de fapt, tăiau porcul cu vreo 2 săptămâni înainte de Crăciun și începea deja sărbătoarea, pentru că tăiatul porcului era o activitate comunitară. Cum în satul în care eu am crescut, în Pericei, care era un sat mixt cu români și maghiari, românii, cred că 60-70% din sat se înrudeau într-un fel sau altul între ei, și la tăiatul porcului erau invitați specialistul în tăiatul porcului, specialistul în pârjolit, care făcea și decuparea, pe urmă cel care pregătea carnea, cel care făcea cârnații caldaboșii, și era așa de dimineața de vreme până seara târziu. Deci cu asta începea, de fapt, semnalul ăla că începe sărbătorile. Și de la tăiatul porcului până la Crăciun se usca cârnațul, țin minte și acum în casa cea mică, cum îi spuneam, casa în care dormeam și în care era și soba, se puneau cârnații un pic la uscat, după care urcau un pod pentru afumat. Și în casa cea mare, care dădea spre stradă, era cumva camera de musafiri, acolo se puneau răciturile care trebuiau să stea la frig și să se închege. Ei, și în felul ăsta începea atmosfera aia de Crăciun. Începeam cu colinzile, cu o săptămână înainte. Seara începea bunicul și bunica cu colinzile și ne pregăteam pentru noaptea de Crăciun, când de obicei, cred că puține ani au fost în care până la vârsta de 14-15 ani, deci de la vârsta de 4 ani, 5 ani, cred că nu știu dacă au fost 2 ani în care n-am fost cu colinda. În rest, în fiecare an mergeam, făceam turul satului. Ne bucuram pentru că era una din puținele nopți în care aveam voie să nu dormim, că altfel eram la somn. Ați copilărit la țară și nu au fost, nu, prea multe vacanțe pe care să le fi petrecut departe de sat. De multe ori chiar muncind, nu? Nu, n-am avut. Am avut, cred că, mă spun, până la vârsta de 14 ani, o singură vacanță în care n-am fost la bunici timp de 2 săptămâni, pentru că am fost într-o tabără. Unde a fost tabără? Aproape, la Boghiș. O stațiune termală, cu izoare termale, la câțiva kilometri. În mai județul funcționează Sălaș. Acum? Da, mai funcționează, da. Mai bine mâncați, că vine felul 2 peste noi. Deci am fost, doar atunci am lipsit, dar și atunci a fost mai mult așa pentru o experiență, să mă duc cu prietenii de la școală undeva într-un loc, pentru că, așa cum simțeam eu lucrurile atunci, pentru mine perioada de la Zalău, când mă duceam la școală, era perioada între 2 vacanțe. Și când eram mai mic, cumva mă duceam cu ideea asta, trebuie să mă duc la școală și să am note bune ca să mă lase părinții pe urmă să mă duc în vacanță la țară. A fost și motivul pentru care ați ales un liceu agricol.
cine mergea la un liceu agricol era cineva căruia nu prea îi plăcea cartea. Cum se face că v-ați îndreptat către un liceu agricol? Da, era percepția asta socială era atunci puternică. Și, nu știu, probabil că era cazul în unele situații, la unele licee. Acum, liceul la care am fost eu, cel de la Șimleu Silvaniei, era la vremea aceea, cred că printre primele 3, 4, 5, hai să zic, licee dintre cele mai bune din țară, veneau elevi din toată regiunea la Șimleu Silvaniei. Am avut colegi, vă spun că am stat la internat, am avut colegi din, cred că, 6-7 județe, județele din jurul Sălajului. M-am dus pentru că nu prea vedeam, deci dacă era să mă întreb eu unde mi-ar place și ce mi-ar place să fac, nu vedeam unde să mă duc în altă parte. Părinții erau convinși că voi merge la liceul de mate fizică din Zaleu. Deci n-au fost de acord. Nu numai că n-au fost de acord, au încercat să mă convingă să renunț la idee și când le-am spus prima dată, cred că prin clasa 6-7-a, că mă gândesc să mă duc la liceu agricol, au crezut că e așa, o nebunie de copil. O toană. Da, o toană de copil. Până la urmă au înțeles, cred că pe parcurs, că asta e ceea ce îmi place și au acceptat ideea. Pentru că până în ultimul moment au fost cam, să spun, supărați pe mine și de altfel liceul era la 25 de kilometri de Zalău, deci aveam varianta să fac naveta, erau autobuze atunci 4-5 pe zi, să fac naveta la liceu, dar țin minte că tata mi-a spus, bun, dacă tu decizi că vrei să te duci acolo, trebuie să te ții de carte și atunci o să stai la internat. Nu te plimbi cu autobuzul, nu vii acasă, stai la internat și vin weekend-uri acasă, dacă accepti treaba asta. Și evident că acceptam orice, nu mai se pot să mă duc la liceu. Chiar dacă în momentul în care am descoperit ce înseamnă viața la internat, când aveam 14 ani și eram acolo cu elevi de 17-18 ani, era un fel de semi-militarie în internat. Am regretat un pic din punctul ăsta de vedere, dar evident că nu aveam cui să mă plâng, pentru că fusese alegerea mea. Era alegerea noastră, da. Armata ați făcut, apropo de militarie? Am făcut armata după ce am terminat liceu, am dat la facultate și n-am intrat la facultate de horticultură de prima dată așa cum am vrut. Așa că am făcut armată lungă, cum îi spunea atunci, un an și 4 luni în loc de 9 luni cât era armata la termen redus. Ce v-a învățat armata? Armata m-a învățat să accept oamenii așa cum sunt, pentru că era vârsta aia post-adolescentină, când aveai visele tale, valorile tale și aveai pretenția ca oamenii să fie așa cum crezi tu că ar trebui să fie. Și în armată, acolo erau oameni din toate părțile, din toate mediile sociale, cu comportamente foarte diferite. Eram într-un dormitor, tot plutonul, practic, 30 și ceva de oameni, cum spun, comportamente diferite. Și la început, sigur, mă așteptam să stingă lumina atunci când vreau eu, să nu fumeze, pentru că eu nu sunt fumător. N-ați fost niciodată, nu? Nu, n-am fost. Am încercat în armată odată, că era, țin minte că aveam patul, erau paturi suprapuse și aveam patul de deasupra și după stringere, cum sergentul fuma, dădea voie și celorlalți, fumau și se ridica fumul spre tavan și inhalam fum. Și la un moment dat, colegul m-a zis, măi, dacă tot instalezi fum, măcar hai să vezi ce înseamnă o țigară. Și am încercat odată, am tușit toată noaptea de la un prim fum tras în piept și n-am mai, din momentul acela n-am mai pus țigară. Cât de mare a fost rolul bunicilor în ceea ce sunteți astăzi? Am învățat foarte multe de la ei, dar le-am învățat pur și simplu, trăindu-le alături de ei și împreună cu ei. Nu o să spun probabil o noutate și probabil că foarte mulți copii sau foști copii spun asta, dar eu spun că am fost privilegiat să am astfel de bunici. Au fost bunicii din partea mamei. Bunicii din partea tatălui am cunoscut mai puțin. Bunicul din partea tatălui de altfel a decedat înainte să mă nasc eu. Și pe bunica din partea tatălui am văzut-o de câteva ori. Dar bunicii din partea mamei au fost un cadou. Cred că cel mai mare cadou pe care mi l-a făcut viața până acum, pentru că m-am învățat toate lucrurile astea pe care, a căror valoare am descoperit-o mai târziu, când am avut și eu de-a face mai mult cu oamenii și am văzut ce înseamnă înțelepciunea aceea nativă de la țară.
Erau mândri de dumneavoastră când erați olimpic la literatură? Bunicii nu prea știau ce înseamnă să fii olimpic, ce înseamnă olimpiada. Ei vreau să se asigure și întrebau pe părinți că mă țin de școală. Pentru că era și pentru ei o condiție. Bun, vii în vacanță la Pericei, dar te ții de școală. Adică nu trebuie să uiți de asta. Vreau să întreb un olimpic la literatură, cât de corect vorbesc politicienii români astăzi? Mai bine să nu vorbim despre asta. Mai bine să nu vorbim despre asta. Sincer, nivelul a scăzut foarte mult. Probabil și din cauza felului în care se face școala acum, nu știu, e sentimentul meu, văzând și copiii, nu se insistă foarte mult pe gramatică, nu se insistă foarte mult pe pronunție. Sistemul acesta, apropo de tocilar, în care copiii sunt determinați să învețe pe de rost ce le spune profesorul la școală și apoi să reproducă la examen, și asta de la clasele mici până la facultate și mai rău până la doctorat, îți faci doctoratul copiind după alții, asta creează un reflex nociv. Pot să vă întreb câți sepepiști aveți? Câți sepepiști are un premier? Câți oameni vă păzesc atunci când sunteți în Palatul Victoria sau când ieșiți din palat? Aici a fost o discuție, nu știu, în Palatul Victoria, pentru că acolo, mă rog, era un dispozitiv, cred că erau vreo 4-5, mă rog, inclusiv paza de la intrare din Palatul Victoria ține de SPP, practic toată paza clădirii ține de SPP pentru că e sediul guvernului. Dar, mă rog, nu vreau nici să intru acum prea mult în discuții pentru că sunt, să spun, responsabilitatea celor de la SPP, e un serviciu de protecție. Am avut o discuție atunci cu directorul serviciului pentru că inițial am vrut să renunț complet. Și am avut o discuție cu directorul de la directorul SPP-ului atunci să găsim o formulă prin care am înțeles că să nu am deloc SPP nu poate să funcționeze. Și atunci am vrut o echipă mai restrânsă și fără antemergător. Nu știu dacă a fost o situație când m-am dus la aeroport odată și am plecat mai cu întârziere și cred că odată sau de vreo două ori când m-am dus la Cotroceni la un eveniment, când a fost antemergător, în rest a fost condiția mea să nu am antemergător și o echipă mai restrânsă. Practic era șoferul, ofițerul SPP care era în mașină și mai era de obicei o mașină în spate, din câte știu. De multe ori nu o vedeam pentru că ceram să nu mai fie altă mașină, să merg doar singur și mi-am dat seama mai târziu că asta credeam doar eu, pentru că ei aveau responsabilitatea respectivă și își luau măsurile pe care credeau că trebuie să le ia ca să protejeze. Dar am avut trei ofițeri SPP care făceau curândul, câte o zi fiecare după care erau liberi. Mai am o curiozitate legată de acea perioadă petrecută la Palatul Victoria și după aia las în urmă subiectul ăsta. Cu ce ați plecat din Palatul Victoria? Au fost cadouri pe care le-ați primit în vremea în care erați prim-ministru și ați ținut neapărat să le luați cu dumneavoastră acasă? Au fost mai mult cărți pe care le-am primit în acea perioadă. În rest, nu prea am ținut cadouri, au mai fost câteva cadouri cu care am plecat, pe care le-am donat mai apoi pentru tot felul de licitații, pentru strângere de fonduri, știu pentru că proiecte sociale. Știu că prietenul nostru comun de la Cluj, Mugur Pop, o șa foarte frumoasă. Da, aia o dusesem, primisem în Mongolia, n-am fost la un summit Uniunea Europeană și Asia, și Mongolia organizase și președintele mongol a dat fiecărui șef de stat sau de guvern care a fost prezent acolo cadou un cal cu o șa. Și, mă rog, am trebuit să botezăm cai respectiv într-o ceremonie. Știți că mongolii sunt crescători de cai foarte renumiți. Și evident că pe mine mă bătea și gândul să aduc calul acasă. Era un cal foarte frumos, un cal dintr-o rasă tradițională de acolo, din Mongolia. Acolo încă mai sunt cai în libertate. Cum a fost botezat? Dokia l-am botezat, era o iapă.
Și am discutat cu președintele autorității veterinare, pentru că vreau să-l aduc și să-l, evident, să-l donez să meargă la o hergelie de la noi, din țară, dar când am aflat cât ar costa transportul de acolo, cu toate procedurile care trebuie făcute, până la urmă am renunțat și țin minte că și soția a insistat atunci, chiar dacă ea nu îl văzuse decât în poze, a zis, mai nu-ți dai seama, îl desprinzi de locul lui, de baștină unde s-a născut, lasă să rămână acolo. Așa că am adus șaua exact în ideea asta, pentru că aveam un prieten din studenție pe Mugur Pop, care e crescător de cai lângă Cluj și care folosește cai în tratamentul copiilor cu diferite dizabilități, inclusiv cu autism. Și i-am dat lui șaua pentru că e o șaua în care ești foarte stabil. Poți să călărești aproape fără să te ții de frâuri. Subiectul, domnule Dacian Cioloș, sunt tare curioasă să aflu cum ați trăit Revoluția. Revoluția... Mulțumim. Eram în decembrie, eram la Cluj. Eram student în anul întâi atunci. Și, deci aveați 20 de ani. Da. Aveam 20 de ani, da. Am intrat la facultate în toamna anului 89. Deci am făcut un semestru. Și deja până la mijlocul lui decembrie, de fapt după 16 decembrie, când au început mișcările la Timișoara, s-a auzit, pentru că s-a auzit între studenți cu tot ce s-a întâmplat la Timișoara. Și țin minte, pe, cred că a fost 18 decembrie, ne-au trimis acasă mai devreme. Trebuia să mai rămânem până în săptămâna următoare ca să plecăm în mod normal acasă și ne-au trimis mai devreme acasă fără nicio explicație. Și acasă tata asculta Europa Liberă de ani de zile. În felul ăsta am mai aflat și eu anumite lucruri, mă mai lăsa să ascult cu el de când eram la liceu, dar cu condiția să nu vorbesc despre asta la școală sau cu prietenii. Și deci am venit acasă, cred că pe 18 a fost, până pe 22 dimineața, când, țin minte că eram în oraș, eram pe stradă, știam ce se întâmplase din 21, am ieșit în oraș, am avut o întâlnire cu niște prieteni și în drum spre casă am auzit explozia aia de bucurie, ura a picat și atunci mi-am dat seama că s-a întâmplat ceea ce era aproape previzibil și am de toate tensiunile de la București. Aflasem cu o zi înainte că de asta mersesem să discut cu niște prieteni care erau și ei studenți la Cluj, aflasem ce s-a întâmplat la Cluj cu o zi înainte, pe 21, când studenți din Cluj și cu alți tineri de acolo au ieșit în piață, au pus să spargă acel baraj armate și s-a tras în ei și au fost morți. Pentru dumneavoastră personal, domnule Cioloș, care a fost primul semn de libertate? Pentru mine, primul sentiment de libertate a fost când am putut să ies din țară. Când am avut pașaport și am putut să ies din țară. Am fost în Ungaria prima dată cu alți colegi studenți să vedem cum e. Era pur și simplu curiozitatea de a vedea altceva și curiozitatea de a trăi acel sentiment că poți să treci frontiera. Am mai trăit cumva sentimentul acesta eu din toamnă, de când, apropo de Olimpiadă la literatură, eram student la agronomie, dar mergeam la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj să mai caut cărți a căror titlu l-aveam încă din perioada când mă pregăteam la Olimpiadă și care nu se găseau atunci. Și atunci am aflat de fondul secret al bibliotecii. Deci biblioteca avea un fond unde nu aveai acces cu cărți la care nu aveai acces, mai ales cele din perioada interbelică,
Nu aveai acces decât dacă aveai aprobare de la profesor sau erai tu însuți profesor sau făceai o lucrare de doctorat. Și după, deja din ianuarie 90, a fost deschis fondul secret, erau fișele, țin minte că atunci erau fișe cu fiecare carte și puteam să le găsim și aveam acces la ele. A fost un alt sentiment că ceva ce era interzis până atunci era permis și era disponibil. Astăzi lucrați departe de țară, activați la Bruxelles. Vreau să vă întreb dacă nu vă simțiți singur acolo în Belgia, adică nu vă lipsește soția, nu vă lipsește familia? De fapt, puțină lume probabil știe, să fii europarlamentar nu înseamnă că trebuie să stai la Bruxelles tot timpul. Non-stop. Eu stau 3 zile la Bruxelles, sau hai să zic că ajung în general marți dimineață pe la amiază, stau marți, miercuri și joi până la amiază și joi după amiază revin. Deci, practic, sunt 2 nopți. În unele situații, acum fiind și lider de grup, când am anumite subiecte mai grele de pregătit pentru săptămâna următoare sau de negociat acolo, mai rămân și joi seara până vineri dimineață, dar sunt mai degrabă într-o situație în care nu prea știu unde mi-e casa sau unde mi-e culcușul, să spun așa, pentru că dorm 2-3 nopți pe săptămână acolo, 2-3 nopți aici, dar și aici, când vin, foarte rar stau în București. Am avut dificultăți și n-a găsit momentul acesta să ne vedem din același motiv, pentru că de obicei, când ajung în țară, în general plec în țară. Haideți, vă rog, să mai mâncăm un pic la cină. Dacă poate să răci de tot. Abia așteptam să mă invitați. Hribii sunt slăbiciunea mea. Un papricaș de hrib cu niște hrib fripți pe lângă și cu mămăligă. Și să vă fie de bine. Mulțumim mult, cu plăcere. Mulțumim frumos, mulțumim. Vă întrebam un pic mai devreme, cum ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră? Sunt 20 de ani de la nuntă, oare? Ați sărbătorit? Sunt, da, 20 de ani. În 2000 ne-am căsătorit, ne-am cunoscut în 97. Ne-am cunoscut la școală, la Montpellier, în Franța. Eram student în al doilea an de studii în Franța, am făcut un masterat, un an la Rennes, în vestul Franței, și un al doilea an la Montpellier, în sud. Și era și ea student acolo, am fost colegi de an. Ea tocmai se întorsese dintr-un stagiu din România, unde își făcuse lucrarea de diplomă. Tocmai își pregătea prezentarea lucrării când a început anul universitar. M-a rugat să mă uit un pic pe lucrare să nu fie greșel, o scrisese în franceză, dar era vorba despre România. Altfel îți vezi lucrurile acasă de la tine din prispă când le vezi din exterior cumva și mai ales prin ochii unui străin. Și așa ne-am cunoscut acolo, încet, încet. Ea vorbea deja relativ bine limba română, învățase limba română ca să poată să aibă discuții cu țăranii, cu agricultorii, pentru că lucrarea de diplomă a constat în a culege date și informații din anchete sociologice direct în contact cu oamenii de la țară, așa că a trebuit să învețe limba. Curios lucru că a venit cu dumneavoastră în România și trăiți aici, nu v-ați mutat în Franța împreună. Dar nu s-a pus problema niciodată să ne mutăm în Franța. Nu prea am avut ezitări când am discutat că după ce terminăm școala acolo, venim în România. Părinții ei au acceptat un pic mai greu ideea, dar pentru ei a fost un lucru firesc, natural. Un buchet de flori dus soției acasă fără un motiv anume? Când s-a întâmplat ultima oară? Ultima oară s-a întâmplat, cred, în urmă cu vreo lună și ceva, când m-am dus în piața Traian, că e cea mai aproape de noi, să mai iau niște legume și am văzut niște gladiole frumoase. Mi-am amintit de copilărie, pentru că bunica și vecinele de acolo cultivau gladiole în grădiniță, cum îi spunea, între spațiul dintre casă și drum. Era acolo un loc unde se cultivau flori, de unde mai rupeau câte floare sau câte un bucățel care se duceau duminica la biserică, dar erau și gladiole și mama mai lua câteodată când venea în weekend. Și le-am văzut, mi-am amintit de asta și
Am luat, da, atunci a fost ultima dată. Trebuie să recunosc că nu se întâmplă foarte des, din păcate, uit sau, mă rog, îmi dau seama că e un efort conștient de făcut pentru a nu intra într-o anumită rutină. Noi ne și înțelegem foarte bine, suntem prieteni, aș putea să spun, în primul rând, ne destăinuim cu orice lucru intim și văzându-o ca un prieten, de foarte multe ori uit că e femeie și că eu sunt bărbat și că gesturi de genul acesta contează și chiar contează pentru ea. Atacurile din presă vă afectează familia? S-a obișnuit acum și s-a obișnuit pentru că am dus foarte multă muncă de lămurire cu ei. Când s-au întâmplat primele dăți, m-a afectat și pe mine și m-a afectat multă vreme până... Deci s-a întâmplat prima dată, primele au început când eram ministru agriculturii, pentru că a fost așa o surpriză pentru toată lumea, inclusiv pentru mine. Numirea aceea, eu nu făceam politică, nu eram membru de partid, nu aveam, în ciuda ceea ce se speculează, nu aveam nimeni și nu m-a trebuit să mă sprijine nimeni. Atunci, pur și simplu, a fost o situație un pic specială la Ministerul Agriculturii, a fost cumva și un ministru de sacrificiu, și mi-am asumat rolul respectiv, dar fiind expus și supraexpus, au fost și atacuri și apoi au continuat când am fost desemnat comisar. Și greu m-am obișnuit cu asta, dar încet, încet am început să înțeleg că până la urmă contează foarte mult să am eu conștiința curată, nu ce spun unii sau alții. Nu pot să schimb totdeauna și să contracarez totdeauna toate lucrurile astea, că dacă e să stau să mă iau după fiecare... Îmi pierd viața cu lucrurile astea. Și decât să citiți atacuri pe internet, că mai nou totul este online, mai bine faceți o oră de yoga, nu? Mai faceți? Mai puțin. Acum mai fac anumite... și un pic de relaxare, de reenergizare în anumite posturi. Din păcate îmi lipsește timpul, dar mie folosește foarte mult. Mă relaxează, mă calmează și... reușesc să-mi conștientizez de fapt stările interioare, apropo și de emoții. Vă propun să dăm motiv de comentariu pe internet postând un selfie. Este selfie-ul acestei emisiuni. Vă rog să faceți o fotografie cu noi. O să vă trimit fotografia. Sunteți activ pe site-urile de socializare? Da, îmi folosesc mult pagina de Facebook să comunic cu oamenii, să transmit ceea ce fac. Folosesc Facebook-ul și să iau pulsul la anumite lucruri, să văd cum sunt comentate. Să luați plusul. Subiecte. Să iau pulsul, că plusul dau, nu-l iau. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, revenim imediat. Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Nespresso. Domeniul Bogdan și Tefal continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Nespresso. Domeniul Bogdan și Tefal. Ne-am întors la Cină. Invitatul nostru din această seară este fostul premier al României, în prezent europarlamentar, Dacian Cioloș. Domnule Cioloș, pe final de emisiune mai avem doar 10 întrebări. Sunt întrebări scurte pe care le adresăm fiecărui invitat pe care îl avem aici la masă. Pot să încep? Vă rog. Când ați plâns ultima dată? La mormântarea lui bunicu. Anul trecut. Ce contează mai mult în viață? Să fii fericit sau să ai bani? Să fii tu însuți. Care a fost ultima carte pe care ați citit-o? Ultima carte pe care am citit-o de la cap la coadă datează de mai multă vreme, pentru că în ultimii 2 ani am fost foarte prins cu alte lucruri, cu proiectul acesta politic. Și cu toate drumurile astea încep mai multe cărți, pentru că găsesc cărți de cumpărat în librării, le încep și stau acolo stivă lângă pat, așteptând vremuri mai bine să pot să le termin. Ce vă impresionează mai tare, un copil aflat în necaz sau un bătrân? Orice om care își exprimă emoția mă impresionează.
indiferent că e o emoție care vine dintr-o bucurie sau dintr-o suferință. Pentru că e o modalitate de a te conecta la oameni, la omul de lângă tine și de a te conecta cu adevărat la om. Din păcate sau din fericire, devenim autentici de foarte multe ori atunci când suntem bucuroși de ceva sau când suferim cu ceva. Când ați făcut ultima donație, ultimul pact de caritate? Ultima donație a fost de ziua mea, în vară, când am donat eu niște bani puși deoparte pentru un astfel de obiectiv și am invitat și pe alții să doneze pentru un proiect al Asociației Melaniei Medeleanu. Zi de bine! Zi de bine, un proiect, un microduș, îi spune, un microbuz amenajat în duș, care se plimbă acum în zona rurală, în satele din Moldova, din nordul Moldovei, să-i învețe pe copii ce înseamnă igiena și cum se face igiena. Care a fost cea mai reușită vacanță din viața dumneavoastră? A fost o perpetuă vacanță, vacanțele pe care le-am petrecut la bunici. Oricât de importante ar fi fost alte vacanțe în care am văzut lumea, pentru că îmi place mult să călătoresc și să descoper oameni, civilizații, și am avut, din fericire, oportunitatea asta în ultimii ani, dar, totuși, cele mai frumoase vacanțe rămân acelea. Sport sau o masă copioasă cu un pahar cu vin alături? E mai degrabă sport, dar se întâmplă, din păcate, mai des în ultima vreme, mai degrabă mese, mai mult sau mai puțin copioase, pentru că sunt mese de lucru. De cine vă este dor astăzi? De multe lume mi-e dor, dar da, cel mai dor mi-e de bunicul. Ce nu vă place la români? Nu se pune problema să-mi placă sau să nu-mi placă ceva la români. Îi iau așa cum sunt și încerc să înțeleg cât mai bine. Cine este cel mai valoros român? Din punctul meu de vedere, cel mai valoros român e un personaj român și aș spune țăranul român. Chiar dacă îmi dau seama că idealizăm foarte mult și proiectăm foarte multe idealisme pozitive, dar din punctul meu de vedere, în foarte multe momente ale istoriei, în zona aceasta socioculturală s-au păstrat valori care ne-au ajutat să depășim anumite momente dificile și care ne pot ajuta în continuare. E o înțelepciune nativă și încă o dată nu vreau să cad în sămănătorism sau eu știu în tot felul de alte ideologii, multe dintre ele și politizate, dar atât cât am văzut și am cunoscut eu și am cunoscut inclusiv oamenii, uite, țărani în vremea comunismului, când vremurile erau grele. E acolo, sau era și cred că mai e și acum în unele zone, e un fel de înțelepciune nativă care poate să fie un rezervor pentru multe lucruri ce pot să ajute în evoluția noastră ca și societate, ca și comunitate. S-au terminat, s-au dus cele 10 întrebări standard, dar aș mai avea una pe final de emisiune. Ne interesează să știm dacă veți candida la prezidențiale. Dacă voi candida, nu știu încă, dar nu exclus nimic, nu exclud posibilitatea asta. Și cred că sunt foarte mulți români care se gândesc la lucrul acesta. Nu sunt așa mulți. Eu cred că sunt mult mai mulți decât credem, pentru că e o poziție din care de multe ori crezi că poți să faci niște lucruri. Chiar dacă nu e totdeauna așa și având, interferând direct cu președintele României, mai ales în perioada când am fost premier, îmi dau seama și de ce poate să facă și de limitele pe care le are un președinte, pentru că proiectăm foarte multe lucruri pe președinte și proiectăm cumva puterea supremă în stat asupra președintelui, dar un președinte, un om, că tot un om e până la urmă, singur nu poate să facă mare lucru dacă nu mobilizează niște oameni și niște energii. Dar să răspund pe scurt la întrebare, da, nu exclud. Vă vedeți președintele României? Dacă mă văd, păi dacă nu m-aș gândi să candidez, nu m-aș vedea, probabil. 2024? Nu știu, o să vedem. Probabil, da.
Probabil. Dacă nu o să fie în 2024, nu știu dacă o să mai fie. Dacă știrea astăzi e că Cioloș va candida la președinție, e, să spun, o interpretare a ceea ce am spus eu. N-am spus că voi candida, am spus că nu exclud și v-am explicat și de ce. Da, mă rog, cred că nici mai contează ce explicație dau eu acum. Păi vă spun eu cum este știrea. Așa este. Dacian Cioloș va candida la președinția României în 2024. Și, da, cu această... și eu vă spun, nu e sigur, dar nu e exclus. Adi, mulțumim pentru masă. Vă mulțumesc și eu. A fost o discuție foarte interesantă, ați văzut că abia am deschis gura. Domnule Dacian Cioloș, vă mulțumim. A fost o masă foarte bună, cu preparată. Să vă mulțumesc mult. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența la cină. Vă așteptăm și atunci când veți deveni președintele României. Promiteți de pe acum că sper veți veni. Să așteptăm până atunci. Vă mulțumim. Și dumneavoastră vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Ne revedem și săptămâna viitoare la cină. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Nespresso. Domeniul Bogdan și Tefal. Ne revedem săptămâna viitoare.